Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, urmează un moment interesant pentru elevi și liceeni, dar poate și mai interesant pentru părinți și profesori. Alături de noi este Cristina Gheorghe, manager al proiectului Joblandia, o platformă educațională pentru tineri în căutarea de joburi sau chiar de ce nu a unui drum în viață. Zic bine, bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Da, ziceți bine, însă ceea ce ne dorim noi în special prin Joblandia este să îi ajutăm pe tineri să-și aleagă drumul, să-și aleagă ce își doresc să studieze ca apoi să ajungă să se angajeze în companie. Asta zic, da. Adică dumneavoastră încercați să le oferiți posibilitatea de a avea contact cu diverse posibile cariere, nu? Exact. Da. Noi dorim ca tinerii liceeni în această fază să ajungă în cât mai multe companii, să vadă acolo ce domenii există, ce și-ar putea alege ei să studieze, către ce universități să se îndrepte, astfel încât după ce își termină studiile, să nu zică, ah, am studiat asta, deși mi-ar fi plăcut să lucrez în cu totul alt domeniu. Deci aveți o bază de date, nu? Cum fac companiile să ajungă în baza dumneavoastră? Joblandia este o platformă în care se înscriu companiile, în prima fază, orice companie se poate înscrie și pe de cealaltă parte se pot înscrie liceele prin cadrele didactice, iar după aceea se produce un match între ele, cu liceele, profesorii mai exact. Un match, adică o împerechere. O împerechere, așa. Da. Profesorii văd acolo ce companii s-au înscris. Da. Unii dintre ei vorbesc chiar cu elevii și le zic, uite, astea sunt companiile înscrise în platforma Joblandia, unde ați vrea să mergem în vizită? Și intră pe acele companii și fixează, programează o vizită. În momentul în care liceele programează o vizită, pleacă un mail către companii și se pun de acord, deci, cu privire la vizită. Lucrurile funcționează în principal doar sub conducerea unui profesor, adică sunt deplasări de grup sau se poate întâmpla și pe compromis? Adică Organizat. Păi nu, ok, stai să întreb. Există și varianta în care un copil se înscrie pe platforma dumneavoastră pentru că el vrea să vadă cum se lucrează într-o fabrică și să poată merge acolo sau doar în grup se poate face treaba asta? Doar în grup se poate face lucrul acesta, numai profesorii se pot înscrie și după aceea împreună cu clasele de elevi să meargă la aceste companii. A, deci practic e un fel de, cum e săptămâna verde sau săptămâna altfel, e o soluție pentru profesorii care stau și își bat capul unde să mergem în săptămâna verde. E mare problemă înainte de aceste... Se pot înscrie acum pe platforma asta, pe Joblandia, nu? Da. www.joblandia.ro. Aha. Și acolo se pot înscrie pentru vizite de lucru la diverse companii, fie ele de stat sau private, zic bine? Exact, da. Se înscriu, văd ce companii sunt. În momentul acesta sunt 88 de companii înscrise în platformă. Multe. Da, sunt multe, suntem mândri de lucrul acesta și sperăm să crească oricum numărul companiilor, pentru că nu avem încă acoperire pe toată țara. Sunt județe în care nu sunt încă înscrise companii, așa că le invităm. Înscrierea este gratuită atât pentru companii cât și pentru școli. Și care ar fi județele acoperite? Sunt foarte multe acoperite, dar avem și unele fără acoperire. De exemplu, Călăraș. Județul Călăraș nu avem acoperire. Județul Neamț nu avem acoperire. Ok. Sunt companii care au acolo filiale, dar nu sunt companii cu sediul social. Și atunci, când se înscriu licee, când se înscriu profesori și văd că nu există în județul lor, îmi scriu și mă întreabă unde aș putea să merg și atunci eu cumva îi îndrum către acele companii care au puncte de lucru acolo. Dar sunt doar companii sau pot fi și instituții culturale de stat, muzee? Orice fel de entitate poate fi. Avem companii naționale, avem, de exemplu, Banca Națională, înscrisă în platformă, avem Apele Române, avem Agenția Națională a Penitenciarelor, dar dintre companiile de stat. Paranteză, vă întreb. Banca Națională a României. Da. Un grup de liceeni din capitală se înscrie să meargă la sediul BNR. La sediul BNR ei vizitează muzeul BNR și vorbește un curator cu ei să le explice una alta sau intră în birouri și văd ce lucrează oamenii aia acolo? Vizitează atât muzeul, dar nu e numai despre asta. Copiii stau de vorbă cu un angajat al BNR-ului care le și explică ce fel de posturi există în BNR. Okay. Pe ce posturi ar putea lucra dacă studiază știu eu ce domeniu. Și dacă e vorba de o fabrică, de exemplu, bănuiesc că aveți. Da. Da? Da.
intră copiii și în spațiul de producție și văd exact ce bibilesc oamenii acolo, adică în ce constă, că până la urmă asta e... Dar de penitenciare n-ai zice. Da. Să știți că au mers la Jilava, de exemplu, în vizită, normal, și copiilor le-a plăcut foarte mult. Păi cum să nu le... Te spun eu că sunt o anumită categorie de elevi cărora le place foarte mult. Ideea că e chestie de teribilism, de domne, am fost, știu unde am fost. Unde ați fost, mă, voi, la BNR? La Jilava. Am fost la Jilava. Dar la Jilava e și o parte de istorie, exact, care acolo li se poate explica. Am rugăminte. Da. Hai, mă, lasă-mă în pace cu istoria, de istoriele ardelor. De-aia se duc acolo să vadă istorie. Fără să spuneți nume de companii private, cam ce domenii acoperă platforma în momentul de față? Cred că acoperim toate domeniile existente în piața muncii. Avem de la domeniul financiar, avem... producție, domeniul alimentar, hotelier, avem auto, avem domeniul petrolier, resurse umane, până și o stupină. O stupină, ce tare! Și acolo copiii trebuie să semneze? Acolo, da, exact. Ar trebui să semneze. Oricum, toți copiii care vin la școală se semnează un protocol. După aceea, la companie semnează, sunt tot soi de reguli. De exemplu, într-o rafinărie nu poți să intri oricum. Trebuie să semnezi. La o companie IT mare nu poți să intri oricum. Evident. Trebuie să semnezi niște lucruri. Și înțeleg că se pot încă înscrie liceele pe platforma voastră până la începutul lunii viitoare? Adică e un număr limitat de locuri cumva? Nu, nu este un număr limitat. Liceele se pot înscrie oricând în platforma Joblandia, însă noi avem un proiect frumos acum, se numește 5 săptămâni în Joblandia, în care ne dorim să înscriem 100 de licee. Tot în această perioadă, până pe 4 noiembrie, avem o campanie în care asigurăm consultanță mai apropiată celor care nu știu cum funcționează o platformă și ce ar trebui să facă acolo. Avem fiecare vineri ziua porților deschise la HR Club, Asociația Profesioniștilor în Resurse Umane, care este patronul acestei, acestui proiect, și invităm acolo să vadă și să facem direct cu ei înscrierea în platformă. A, am înțeles. Dar ei, odată ce s-au înscris o clasă, să zicem, diriginta fiului meu se înscrie în platformă, da? Și mai departe, cum vedeți că se desfășoară lucrurile? Vorbește dirigintele cu copiii și îi întreabă unde ar vrea să meargă și, pe urmă, caută pe platformă o companie din domeniul ales de copii, nu? Unii procedează astfel, alții se uită la ce domeniu studiază, pe ce calificări sunt copii, mă refer la liceele tehnologice, de exemplu, și zic, uite, vouă vi s-ar potrivi să mergem la aceste companii. Okay. Ceea ce noi ne dorim însă este să-i scoatem pe copii din zona lor, adică poate că unii au nimerit la un liceu cu profil tehnologic, dar vor să studieze mai departe, nu știu, matematică sau marketing. Și atunci ne-am dorit să se ducă profesorii cu elevii la companii din cât mai variate domenii de activitate. Practic să le lărgiți un pic orizontul, da, să-i scoateți de-n bulă. Da. Proiectul Joblandia este o parte din consilierea educațională a elevilor. Am înțeles. Bine. Cristina, Gheorghe, mulțumim foarte mult. Vă ținem pumnii cu proiectul în continuare și mi se pare că e o treabă foarte interesantă. Aș mai vrea să adaug, vă mulțumesc foarte mult, două lucruri. Da. Joblandia a semnat un parteneriat cu Ministerul Educației, ceea ce pentru noi este foarte important, înseamnă că avem girul Ministerului. Da. Și ne-am dorit, majoritatea profesorilor își fixează vizitele în școală altfel și Săptămâna Verde. Ne-am dorit să se întâmple lucrul acesta pe toată durata anului școlar, pentru că nici companiile nu pot suporta vizite numai în perioadele acestea. E bine, dar Săptămâna Verde și Săptămâna Altfel sunt variabile, adică nu sunt fixe, nu? Da, da. În continuare sunt așa. Sunt decalate. Adică vă ajută cât de cât. Ne ajută cât de cât, dar totuși ele sunt cumva grupate în preajma vacanțelor, fie înaintea lor, fie după... Da, aici cred, sincer vă spun, cred că o să aveți dificultăți, că trebuie dirigintele, practic, ori să-i învoiască de la restul orelor pe copii, ori să vină în timpul lui liber, în contratimp cu programul de școală, da, sau un weekend. Da, în weekend, nu un weekend, pentru în că weekend nu funcționează, nu prea funcționează prea companiile, companii. Însă sunt profesori. Dar în vacanțe suntem, bănuiesc că se poate se face. Se poate oricând, da, pe toată durata anului, dar sunt profesori care fac lucrul acesta. Vin cu elevii fie înaintea orelor de curs, fie după orele de curs. Deci avem și astfel de profesori care sunt ambasadorii noștri. Da, 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 da. Da, întotdeauna sunt și oameni de felul ăsta care fac eforturi pentru copiii pe care îi instruiesc și
își dau toată silința. Mulțumim, foarte bună inițiativă. Deci pe joblandia.ro vă puteți înscrie clasele prin intermediul diriginților și odată ce ați ajuns acolo aveți timp în 4 ani de liceu să vedeți cât mai multe companii, să vedeți cât mai multe posibile locuri de muncă, să vă deschideți orizonturile și să alegeți în cunoștință de cauză ce o să vreți să faceți în viață. Dragi licei!